Mulțumesc, domnule deputat. Domnul deputat Mihai Sturzu. Deputat neafiliat. Excelență, aveți cuvânt. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, excelența voastră, domnule prim-ministru, domnilor miniștri, în plenul acestui parlament am luat de foarte multe ori cuvântul și de cele mai multe ori am fost critic cu guvernul Cioloș, pe care nu l-am votat. Însă astăzi stau aici în fața dumneavoastră și vă spun că în proiectul de astăzi guvernul Cioloș are toată susținerea mea. Aveți dreptate. Administrația publică din România trebuie modernizată, trebuie profesionalizată, trebuie să se facă lucrurile mult mai transparent și cu orientare doar către cetățean. Haideți să ajungem în România anului 2016 la constatarea foarte corectă a faptului că cei care administrează țara noastră nu sunt șefii cetățenilor, ci sunt angajații cetățenilor și trebuie să lucreze pentru cetățeni. Asta ar fi un lucru foarte bun. Și, evident, fără să am punctul dumneavoastră de vedere către toată țara, domnule Cioloș, aș vrea să vă propun să facem un experiment, amândoi. Vă invit ca dumneavoastră să mergeți la Zalău, la dumneavoastră acasă, eu merg la Brașov, la mine, și întrebăm fiecare pe stradă, 50 de oameni, dacă știu câți consilieri locali are Consiliul Local de la Zalău sau Brașov și dacă știu măcar 3 nume. Nu vor ști. Din păcate, doamnelor și domnilor, o problemă foarte mare o reprezintă consiliile locale și cum sunt ele alcătuite. Pentru că acești oameni sunt votați de cetățeni, dar reprezintă interesele lor și ale partidelor lor în consiliile locale. Și atâta timp cât un consilier local poate fi revocat de partidul care l-a pus acolo, deși a fost votat de cetățeni, evident că el nu va avea alt interes acolo decât al partidului său. Ceea ce nu este ok. Astfel încât, domnule Cioloș, pe toate palierele avem treabă foarte multă de făcut. Dar vorbim, și poate este momentul să vorbim acum, pentru că alegerile locale sunt aproape, despre felul în care cetățenii simt că pot participa la viața cetății lor și în felul în care sunt reprezentați și în felul în care consilierii locali și administrații publice locale lucrează pentru cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule deputat!